Capitolul 10. Biruința lui Sato. Când Sato a plecat de la casa lui Guru Mula, fugind la vale către casa de pe nisip a marelui învățător, o problemă a început să-i frământe mintea. S-a așezat jos, lângă cărare și a început să se gândească. În consiliu ar fi trebuit să se hotărască o cale prin care să-l îndepărteze pe învățător de pe insula marelui Sanjir. Dar nu fusese vorba despre așa ceva, cel puțin el nu auzise nimic despre această problemă. Întâlnirea părea a avea ca țintă să-l forțeze pe el, fiul șefului, să renunțe la învățătura Sfintei Cărți și să urmeze învățătura Islamului. Probabil că s-au discutat și alte lucruri după ce a plecat el, dar ridicându-și ochii spre casa de pe deal, l-a văzut pe Tama ieșind pe ușă, silueta lui conturându-se în lumina din casa lui Guru Mula. Sato știa că ceilalți nu vor lua hotărâri importante fără Tama. Tatăl lui, șeful, ținea totdeauna seama de părerea vraciului. Se temea de vrăjile lui. Șeful Meradin nu ar fi luat nicio hotărâre fără sfatul lui Tama. Sato nu voia să-l vadă pe Tama acum, dar probabil că el avea să coboare pe aceeași cărare. Băiatul a început să alerge până a ajuns la casa învățătorului. Acolo s-a așezat printre ceilalți pe rogojinile din camera cea mare. În acea seară, învățătorul i-a învățat un imn nou, extraordinar. El le-a explicat că un om deosebit scrisese muzica și cuvintele cu mai bine de 300 de ani înainte, dar cântecul acesta avea o putere deosebită și creștinii de pe insula din Sanjir aveau nevoie de puterea aceasta. Cuvintele spuneau așa: un munte puternic este Dumnezeul nostru, un zid care nu se clatină. În versiunea românească, cetate tare-i Dumnezeu și armă apărătoare. Sato a cântat notele acelea maiestuoase și cuvintele pline de putere împreună cu ceilalți. Vocea învățătorului conducea și imnul umplea noaptea. Sato a simțit că temerile și îndoielile se spulberă, alungate de siguranța și încrederea pe care i-o dau acele cuvinte sfinte. După ce s-a terminat adunarea, puterea cântării era încă prezentă cu el. După ce oamenii din sat au ieșit unul câte unul pe ușă, Hans i-a șoptit: au făcut vreun plan? Nu, încă niciun plan, a răspuns Sato zâmbind. Niciun plan. Singurul lucru pe care l-au făcut a fost să încerce să mă convingă să urmez credința islamică. Învățătorul a venit și și-a pus mâinile pe umerii băiatului. Sato, s-ar putea să te aștepte încercări grele. Să nu te temi. Dumnezeu va auzi rugăciunile și cântările tale și El te va salva pentru împărăția Lui. Ceea ce trebuie să faci acum este să fii plin de bunătate cu toți. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, nu al mâniei și al fricii. Sato a alergat acasă. S-a oprit o clipă în fața colibei lui Tama. Prin ușa închisă putea să vadă sclipirea slabă a luminii lămpii de ulei. Ar fi vrut să știe ce gândește Tama despre cuvintele spuse în casa lui Guru Mula. Și a amintit privirea de pe fața vraciului. A ezitat o clipă, gândindu-se că poate ar trebui să meargă înăuntru și să-i spună lui Tama despre cântarea acea nouă, plină de putere și despre marea lui bucurie și pace.
și a amintit ce spusese marele învățător. Dumnezeu lucrează la inima lui Tama. S-a hotărât să nu intre înăuntru. Era deja târziu și tatălui era mânios, cu siguranță. S-a grăbit spre casă și, strecurându-se ușor, a fost surprins să descopere că toți dormeau. Și-a căutat pentru întuneric rogojina pe care dormea și s-a întins pe jos încercând să adoarmă. În timpul nopții l-a trezit un zgomot. S-a ridicat într-un cot și, ascuțindu-și auzul, i s-a părut că un om suspină. A ascultat mult timp, dar sunetul nu s-a mai repetat. Satu a fost sigur acum că visase. A pus capul jos și a adormit din nou. Când s-a trezit, era deja dimineață. După ce a făcut baie și a mâncat și a terminat treburile pe care mama lui îi ceruse să le facă, apoi a alergat spre țărm. Era deja târziu. L-a găsit pe Hans jucându-se cu Marta și făcând un sat de nisip. S-a așezat la umbra stâncilor mari de coral, unde se jucau, și a început să-i ajute să aranjeze bețele, scoicile și ierburile de mare pe care le aducea Marta. Bătrânul Gola a venit spre țărm cu instrumentele de pescuit pe umăr. Se îndrepta spre barca lui de pescuit, care era împreună cu celelalte la locul de ancorare. De ce pleci să pescuiești în mijlocul zilei?" l-a întrebat Sato pe bătrân. Plănuisem să merg diseară," a răspuns Gola, dar ne-am hotărât să mergem acum, în timp ce soarele este încă sus, pentru că guru Mula mi-a spus că undeva departe, în larg, într-o zi calmă ca aceasta, putem să găsim mulți pești. Știi, peștii aceia cu pete, care au un gust așa de bun, sunt mai buni decât toți ceilalți." Sato a pus jos pietrele și scoicile pe care le aranja. Era întotdeauna dornic să audă despre pești noi sau alte metode de a prinde pește. Vezi?" i-a spus Gola arătând spre deal. Guru Mula va veni cu mine să ne arate cum să găsim pești și să-i prindem." Sato a privit spre casele învățătorilor musulmani de pe deal și l-a văzut pe Guru Mula coborând pe cărare. De ce nu vii și tu cu noi?" l-a întrebat Gola pe Sato. Trebuie să-l întreb pe tatăl meu." L-am întrebat deja și pe el nu-l interesează. A spus că poți să mergi dacă vrei." Sato a privit la prietenul lui. Poate să meargă și Hans cu noi?" Nu, cred că suntem deja destul de mulți în barcă. Știi că barca mea nu este prea mare și s-ar putea să prindem mulți pești," a spus Gola, întorcându-se spre barcă. Sato a rămas în picioare și a privit la Hans pentru o clipă, încercând să se decidă. Nici Gola și nici Guru Mula nu fusese prea prietenoși cu el cu o seară înainte, dar și-a amintit ce îi spusese învățătorul, că trebuie să se poarte frumos cu toată lumea. Cu Hans se putea juca și în altă zi, dar nu mai avea așa curând o altă șansă de a merge să pescuiască. Era o ocazie cu totul deosebită să meargă pe mare, în larg, în timpul zilei. Spera că vor găsi mulți pești delicioși. A alergat după Gola și s-a urcat în barca de pescuit. Mă voi întoarce pentru cântări, diseară!" a strigat Sato cu voce tare. Prietenul lui s-a ridicat în picioare și a făcut cu mâna.
Sato era sigur că îl auzise și îl înțelesese. Gol a început să desfacă firele de ratan cu care era legată barca, apoi a împins-o în larg. Marea părea calmă și suprafața verde a apei se mișca în valuri fine, delicate. Era o zi perfectă pentru pescuit și briza era atât de liniștită. Era totuși suficientă ca să miște corabia cu pânze, care plutea ușor. Urma să treacă direct printre stâncile înalte, unde Sato își avea locul lui secret și fâșia albă de nisip a țărmului de la baza de sud a vulcanului. De aici, amândouă locurile păreau foarte aproape. Gura fumegândă a muntelui de foc se deschidea pe partea opusă, spre nord, și lava se scurgea în jos pe panta aceea, astfel că vulcanul nu părea atât de înfricoșător de aici. Zgomotul tunetelor era mai puternic. Muntele era ca un turn deasupra corabiei și zgomotele frământării vulcanului erau mult mai aproape. Mirosul înțepător i-a făcut să tușească și să tremure. Era bucuros că nu trebuie să meargă mai aproape. Când au ieșit afară în larg, au căutat pești și, așa cum le făgăduise guru mula, au găsit mulți pești. Cei doi bărbați își aruncau plasele mereu și mereu. Au prins 10 de pești. Sato i-a ajutat și spre seară, corabia bătrânului Gola era plină de pești. Lui Sato îi era foame. Știa cât de delicioși erau acești pești când îi pregătea mama lui pe cărbuni. S-a așezat jos în corabie și cei doi bărbați au pornit spre casă. Băiatul a închis ochii și a adormit puțin. Apoi s-a trezit brusc. Pânzele erau lăsate și amândoi oamenii foloseau vâslele. Băiatul a văzut că guru mula, care conducea barca, mergea direct spre partea de sud a muntelui de foc. De ce mergeți atât de aproape? A întrebat el. Guru mula n-a răspuns. Fața lui era aspră și hotărâtă. Sato s-a întors spre Gola. Nu este periculos să mergem atât de aproape de muntele de foc? Gola nu i-a răspuns. Acum erau foarte aproape de curbura țărmului cu nisip alb, care se întindea ca o felie de lună subțire între cele două fortărețe din sud ale muntelui. Vuietul continuu al tunetelor, clocotul apei și sunetul flăcărilor arzând depășeau toate celelalte zgomote. Era aproape imposibil să strigi destul de tare ca să te poți auzi unul pe celălalt. Și barca mergea înainte, spre țărmul muntelui de foc. Sato s-a trezit ridicat pe brațe puternice și aruncat în apa mică de la țărm. Înainte să se poată ridica în picioare sau să scoată vreun strigăt de protest, barca lui Gola pornise spre larg, îndreptându-se spre locul de ancorare de pe insula Marelui Sangir, chiar în fața casei învățătorului. Sato a notat prin apă spre țărm și acolo, pe fâșia aceea îngustă de nisip, prea șocat ca să mai scoată vreun cuvânt, a privit doar după barcă. Era prea departe ca să o mai ajungă, iar Gola folosea acum pânzele și barca se îndepărta cu viteză, fiind prinsă de curentul de la țărm. Când Sato și-a revenit, destul ca să înceapă să țipe de groază, și-a dat seama că nu era nicio ființă vie care să-l audă, iar tunetul muntelui îi acoperea orice sunet. S-a așezat jos pe nisip. Pământul se cutremura sub el. Tunetele din adâncimea pământului se frământau sub munte și mare.
Strălucirea flăcării care ieșea de pe partea de nord a muntelui de foc arunca o lumină roșie slabă care ajungea prin întunericul nopții până aici. S-a gândit să se arunce în apă, dar nu i-ar fi folosit la nimic, doar s-ar fi înecat, chiar dacă era un înotător bun. Și pe lângă aceasta puteau să-l mănânce rechinii. Văzuse mulți în ziua aceea. Niciodată nu mai fusese pus în fața unui lucru atât de îngrozitor. De ce-i făcuseră oare așa ceva? Și amintit de fața aspră a lui Guru Mula, de ochii aceia cruzi, și amintit ce spusese cu o seară înainte despre defăimarea islamului. Nu-și mai amintea dacă Guru Mula terminase fraza. Probabil că plănuiseră aceasta după ce a plecat el. Desigur că tatăl lui nu știa. Sau știa? Sato se îndoia că Tama știe. Deci, așa îi pedepseau oamenii islamului pe cei care nu urmau poruncile lor? A început să tremure din nou. Muntele mugea atât de fioros, iar zgomotul tunetelor și pietrelor era atât de sălbatic, încât lui Sato îi era imposibil să gândească. Dar trebuia să gândească. Ce ar fi făcut învățătorul într-o astfel de situație? Ar fi cântat, desigur. Sato și-a deschis gura și a încercat să cânte, dar nu i-a ieșit niciun sunet de pe buze în acea furtună de flăcări și zgomote. Și-a amintit cuvintele cântării noi pe care o învățase de la marele învățător cu o seară înainte. Un munte puternic este Dumnezeul nostru, un zid care nu se clatină. Ce fel de munte poate să fie mai puternic decât acest vulcan? Era Dumnezeu mai puternic, mai mare decât vulcanul? Un munte puternic este Dumnezeul nostru. Cuvintele îi treceau prin minte ca un vârf puternic care l-a răcorit și l-a liniștit. Și a amintit multe lucruri pe care le învățase de la Marele Învățător din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Dar niciunul din ele nu îi umplea inima atât de mult ca această cântare care îi aducea putere. Apoi, Sato s-a gândit la Hans. Hans se aștepta ca el să se întoarcă la altarul familial de seară. Avea Hans să vadă corabia de pescuit cum se întorcea la țărm? Cu siguranță că Hans o să-i spună tatălui lui. Sigur că o să-i spună și învățătorul va face ceva. Cu siguranță va face ceva. Sato a închis ochii și a încercat să vadă corabia albă a învățătorului legată printre celelalte în locul de ancorare. Apoi, un gând teribil l-a lovit. Cei doi bărbați nu vor recunoaște niciodată că l-au aruncat pe țărmul muntelui de foc. Vor spune minciuni. Vor spune că a căzut peste bord și că s-a necat. Dacă Hans credea, dacă marele învățător credea, dacă tatăl și mama lui vor crede acestea, atunci niciunul dintre ei nu va face nimic, pentru că va fi prea târziu. Tuturor le va pare rău de el și cu timpul vor uita. Treptat, însemnătatea deplină a acestei situații i-a apărut clar în minte. Era aici, pe muntele de foc, fără hrană sau apă. Într-adevăr, jungla creștea pe nivelele de mai jos ale vulcanului pe această parte, dar niciun animal nu trăia acolo. Și-a amintit că nici păsările nu mai veneau aici.
Undeva în gând i-a răsărit din memorie ideea pe care o auzise de la tatălui, ceva ce îi spusese lui Hans. Cu mult timp înainte, oamenii de pe insula Sangir ofereau spiritelor vulcanului sacrificii umane, bărbați, femei și copii. Noaptea se lăsa înnegurând întreaga lume, dar vulcanul mugea și tremura ca o ființă vie. Băiatul s-a ridicat de pe nisipul acela alb, a privit peste ape spre țărm și acolo, departe, a văzut o lumină sclipind. Probabil că era lumina casei învățătorului. Se adunau acum să cânte. În seara aceasta vor cânta din nou cântarea: un munte puternic este Dumnezeul nostru. Apoi, Sato s-a aruncat pe nisip și a zăcut acolo cu fața jos, pe țărm. Părea că mirosul de fum acru al muntelui nu mai era atât de puternic acum. Sato se ruga. El se rugase deseori mai înainte, de când îl învățase Hans, dar acum, pentru că era singur pe acest munte înfricoșător, cuvintele i-au ieșit din inimă și a plâns înaintea Dumnezeului cerului. Nu s-a rugat pentru ajutor de pe țărm, fiindcă renunțase la toate speranțele, ci s-a rugat pentru putere ca să îndure, pentru încredere de plină și putere ca să cânte din inimă spre onoarea și lauda lui Dumnezeu, aceluia pe care îl alesese să-i se închine. Cu o convulsie și o violență neobișnuită, pământul a început să se cutremure chiar acolo unde stătea el întins. Sub mâinile lui, pământul s-a deschis. Zgomotul șuierător al șuvoiului de lavă i-a umplut urechile și respirația fierbinte a focului l-a izbit în față. S-a tras înapoi din acel abis, chiar în clipa când a simțit o mână puternică pe umărul lui și a auzit o voce tare care îi striga în ureche, acoperind tunetul muntelui. Era vocea învățătorului.